Și totuși, și la Giurgiu se fac proiecte cu bani europeni, în special pentru infrastructura orașului, dar și pentru reabilitarea de clădiri, blocuri, licee, școli și grădinițe. Vorbim despre investițiile cu bani europeni care se fac aici, care probabil nu se vor face o perioadă, dacă ar fi să îl ascultăm pe domnul primar cu motivațiile de rigoare. Totuși, spuneți-ne ce anume, în ce anume au fost investiți banii europeni la Giurgiu. Legat de ce a spus domnul primar în privința infrastructurii atât de necesare, cele mai mari investiții sunt în infrastructură și anume în infrastructură rutieră, stradală, pot să numesc și infrastructură de mediu, să zicem, extrapolând, pentru că prin lege ești obligat ca atunci când reabilitezi un drum, o stradă, să nu faci doar carosabilul, ci să plantezi spațiu verde. Ceea ce facem și noi prin proiectele majore de infrastructură, și anume trei la număr, după cum au fost finanțările, pe POR, AXA, pe Program Operațional Regional, AXA 4, dedicată municipiilor reședință de județ, prin care am putut crea anumite coridoare de mobilitate urbană, și anume reabilitarea carosabil, inclusiv infrastructură rutieră în strat semnificativ, nu doar stratul de uzură, creare, înființare, piste de biciclete, achiziție de autobuze mai puțin poluante și plantare de spații verzi care să contribuie, împreună cu reducerea transportului cu mașina personală, să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Giurgiu este inevitabil în comun cu ruse, pentru că, da, știm deja, Giurgiu ruse au devenit regiune. Ce proiecte europene aveți împreună cu vecinii bulgari? Am implementat și în trecut și prin care am beneficiem și acum de finanțări ale acestui fond comun româno-bulgar, ale programului Interreg. Revenind la infrastructură, sunt finalizate deja lucrările unui proiect care va face legătura cu TNT, unul din coridoarele de transport paneuropene, și anume legătura cu ruse. Potențialul turistic al unui oraș dunărean este în teorie mare. În practică, Giurgiu pare cumva la început și în acest domeniu, deși Dunărea oferă nenumărate posibilități. Sunt bani pentru punerea în valoare a ruinelor cetății lui Mircea cel Bătrân și deja șantierul este pregătit. Spațiul plin de bălării pe care îl vedem acum va fi transformat într-un parc unde oamenii să se poată recrea, dar și unde pot să afle mai multe despre istoria regiunii. Vor fi posibile și plimbările cu vaporașul pe Dunăre, dar nu anul acesta. Sunt făcute achiziții necesare, dar momentan lipsesc autorizațiile de funcționare, așa că nava de pasageri este ancorată în port. Giurgiu este un oraș pe malul Dunării, da? Deci se poate face și turism aici. Dacă vin oamenii care nu sunt localnici, ce pot face aici și ce ați reușit să faceți sau ce aveți de gând să faceți cu finanțări europene, pentru că există și astfel de finanțări? Da, am reușit să obținem finanțare pentru un proiect de asemenea transfrontalier prin Interreg 5A, prin Interreg 5A România-Bulgaria, pentru punerea în valoare a unui loc drag, nou și important din punct de vedere cultural și turistic, și anume ruinele cetății lui Mircea cel Bătrân, cetate medievală, monument de categorie A, clasat în lista monumentelor istorice. Prin proiectul transfrontalier, prin care noi amenajăm spațiul astfel încât să putem pune în valoare cetatea care este în mod natural mai jos decât nivelul actual, ea va putea fi văzută. Acolo se vor putea desfășura, de exemplu, activități socioculturale, educative, în principal, o lecție de istorie altfel, de exemplu, la școala altfel, pentru că vom crea un amfiteatru, să-i spunem, totul fiind așezat. Nu avem voie, și așa a fost proiectat, să săpăm mai mult de 30-40 de centimetri. Lucrările sunt începute acum o lună, s-a organizat șantierul. Și Dunărea cum o exploatați? De exemplu, am obținut finanțare și s-au finalizat proiectele prin Program Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, POPAM, pe perioada aceasta de programare, pentru achiziția unei nave de pasageri, prin care primăria, prin direcția specializată, ar putea organiza contracost, evident, au unor sume, plimbări cu vaporașul, numite generic plimbări pentru cu vaporașul, turiști, da. Exact, pentru turiști și pentru localnici, de ce nu?
Nava a fost livrată. Urmează procedurile de angajare a personalului navigant conform legislației care guvernează navigația pe apele teritoriale, pe apele pe Dunăre, practică, nu e apă interioară, pe apele fluviale. Sunt chestiuni organizatorice și, să spunem, administrative, care vor dura poate nu mai mult de câteva luni. Acesta este un proiect prin care încercăm să ne folosim de potențialul, să exploatăm potențialul Dunării și un al doilea, o navă pe care primăria o avea în proprietate, o fost o navă militară, a fost transformată tot cu bani europeni în navă ponton, ponton de acostare. Inima orașului dunărean este categoric portul și aici se folosește tot timpul viitor în exprimare, deși speranțele tinerilor care se ocupă de proiect sunt mari. 25 de milioane de euro bani europeni nerambursabili ar trebui să schimbe nu doar aspectul, ci mai ales funcționalitatea portului giurgiuvean, iar de aici ar rezulta dezvoltarea economică atât de necesară și la Giurgiu. În portul Giurgiu urmează să fie niște îmbunătățiri care se vor face cu ajutorul banilor europeni. Despre ce este vorba? Da, CNAPDF SA Giurgiu are în implementare un proiect privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, proiect care în prezent se află în evaluare la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să se semneze contractul de finanțare. Și despre ce sumă vorbim? Aproximativ 24 de milioane de euro. Bani nerambursabili. Bani nerambursabili. Ce schimbări vor fi în port? Schimbările din port vor viza cheurile, accesul, gura de acces în bazin și vor fi construite două dane de așteptare în bazinul Veriga, iar în cealaltă zonă vizată de proiect vor fi numai cheuri reabilitate, deci tot ce înseamnă infrastructură portuară. Și când va fi gata? Pentru că în momentul de față ne uităm la portul așa cum este el de ceva timp. Da, proiectul va trebui implementat până la 31 decembrie 2023. Este primul proiect pe care european pe care l-ați atras aici? În portul Giurgiu au mai fost proiecte europene, dar au fost pentru siguranța navigației, au fost pentru stingerea și prevenția incendiilor produse pe Dunăre. Am mai avut în portul Oltenița un proiect tot pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, dar ăsta, să zicem că va fi cel mai mare ca și valoare, eu cred că va fi cel mai mare de până acum. Și ce înseamnă banii europeni pentru un port cum este portul unui oraș dunărean, dar totuși un oraș mic? Înseamnă foarte mult. Deci sperăm ca cetățenii să vină aici, să avem și noi o faleză, să fie exact cum e în afară. Și nu numai, cum e și în portul Galați, la colegii noștri, unde iau o faleză și noi deocamdată nu. Sperăm ca odată cu reabilitarea portului să creăm și o faleză și să aibă un loc. Aveți proiecte comune? Pentru că vedem malul celălalt al Dunării, se vede orașul Ruse. Aveți și proiecte comune cu vecinii bulgari? Cu vecinii bulgari pe infrastructură portuară nu avem. Am avut în trecut proiecte pe programul transfrontalier, dar au fost mai mult la nivel de concept, deci nu de lucrări, de reabilitarea lucrărilor. Și nu intenționați să faceți nimic împreună cu ei? Intenționăm, tot căutăm proiecte comune. Sunt trei porțiuni ale portului care vor beneficia de îmbunătățiri și de pe urma cărora atât giurgiuvenii cât și bucureștenii ar putea beneficia. Suntem într-o zonă unde vedem foarte multă vegetație și nimic plăcut ochiului. Nu pare nici nimic funcțional, deși suntem în portul Giurgiu. Ce urmează să fie aici? Pentru că ce vedem acum nu ne place. Da, urmează prin proiectul pe care îl avem aici la Giurgiu de reabilitare și modernizarea portului, urmează reabilitarea în stânga mea, în amonte de loc unde ne aflăm, reabilitarea și modernizarea 400 de metri liniari de cheu. Se vor crea trei fronturi de acostare, momentan există doar două și este funcțional o singură macara a operatorului. Vom crea locașuri pentru macarale noi, mai grele. Soluția tehnică aleasă pentru zona asta fiind zonă comercială, și anume de mărfuri, va fi de cheu vertical pentru a permite accesul mai facil la barje.
și sperăm să atragem mai mulți operatori cu această ocazie. Și cum se va lucra practic? Adică dumneavoastră veți dezvolta portul, operatorii vor veni de bună voie doar pentru că au auzit că se dezvoltă portul din Giurgiu? Deja sau au început să se intereseze, au auzit și au aflat că acest proiect se află în etapa de evaluare la minister și deja au început să se intereseze de terenurile de aici din portul Giurgiu în vederea unor viitoare colaborări. Și practic aici, să spunem că după ce proiectul ăsta va fi gata, vom vedea nave cu mărfuri care vor veni sau ce vom care vedea? Care vor veni sau vom vedea nave care vor veni să ia mărfă. Ok, deci redevine portul Giurgiu un port comercial cum era pe vremuri? Corect, asta se urmărește prin acest proiect. Și prin crearea unor facilități suplimentare față de ce avem acum, utilități, gaze, apă, refurnizare, energie electrică. Și altele vom vedea după proiectul tehnic. Va fi foarte bine pentru tot sudul țării, în special Bucureștiul, aflându-se la aproximat 60 de kilometri. Adică să ne așteptăm la mărfuri mai ieftine, practic. Mai ieftine, aduse mai repede și sperăm cu o diversitate mai mare. Proiectul despre care vorbim are mai multe segmente. Acesta este primul portul dintre ele? Portul comercial, port Ramadan, danele 1 și 2. Ok. Și mergem mai departe? Mergem mai departe în portul pasageri, danele, tot port Ramadan, danele 5 și 6. Urmează să reabilităm și pe acelea. Acestea sunt două cheuri fereate. După cum se vede, se află într-o stare de degradare avansată și fac parte din reabilitarea și modernizarea portului Giurgiu, din proiectul de reabilitare și modernizare. Aici vom vedea două dane reabilitate și modernizate cu soluția tehnică cheu pereat, cu dale din beton prefabricat, prevăzut cu barbacane, așa cum am văzut la danele 3-4 din fața sediului APDF. Și asta trebuie să se întâmple conform calendarului de implementare până în 31 decembrie 2023. Partea practică va fi că la partea superioară a cheului va exista un trotuar de promenadă de lățime de 2,5 m. Adică și o faleză. Un fel de faleză, da, se poate spune. Și se vor putea ancora și alte pontoane în spatele meu, unde vor putea ancora alte nave de pasageri sau poate, cine știe, alt ponton, restaurant sau ce mai... Depinde ce operator e interesat. Suntem pe ceva care se numește MOL. Da. Pentru tinerii din ziua de azi, MOL înseamnă orice altceva, dar nu această structură pe care suntem noi. Explicați-ne de ce ne-ați adus aici, ce urmează să se întâmple ca parte din proiect. Ca parte din proiect, acum ne aflăm pe un MOL de dirijare, așa se numește el în literatură de specialitate. Rolul lui este de a devia aluviunile pentru a nu se depune la intrarea în bazinul Veriga, pe care îl avem în partea dreaptă. Face parte din proiect ce urmează să vă spun, și anume supraînălțarea acestui mol și reabilitarea lui. La momentul de față el se află la 7,5 m, etiaj local, urmează să-l supraînălțăm la 8 metri pentru siguranța navigației. Gura de acces în bazinul Veriga, pe care o avem aici, în momentul de față are 30 de metri lățime, ceea ce permite accesul bargelor de 600 de tone. Urmează, ca parte din proiect, să lărgim prin escavarea nostru de vis-a-vis la 60 de metri lățime pentru a permite accesul bargelor de 2000 de tone. În acest fel, adică dispare crescând o bucată din ostrovul de vis-a-vis, da, ca să fie mai, da, exact, mai clar, da? Aproximativ, din ce calcule au reieșit din studiul de fezabilitate, aproximativ 4200 de metri pătrați. Ok. Și asta se face ca să intre barje de tonaj mai mare. De tonaj mai mare pentru a crește volumul de mărfuri, având în vedere că pe aici se face accesul și la zona liberă Giurgiu și către noul port trimodal, terminal trimodal construit în acest bazin. Și totuși, au fost sau n-au fost fonduri europene pentru județul Giurgiu? Prima oară când v-am căutat, m-a spus că la Giurgiu nu se face nimic cu fonduri europene, am încheiat citatul. Explicați-ne, vă rog. A fost jumătate glumă, jumătate serios. Sunt cel puțin două proiecte, unul pe România, Bulgaria și unul pe programul operațional de infrastructură în derulare, în procedură de achiziție, prima parte a procesului integral de execuție, derulare, proiectare și execuție. Și am încheiat două proiecte care au fost destinate achiziționării de materiale pentru tratarea bolnavilor de COVID. Puțin am folosit formula aceasta pentru că e foarte puțin în comparație cu ce ne propunem. Avem o listă foarte lungă de proiecte prin absolut toate domeniile de activitate, dar spunem că nu facem la momentul ăsta, în afară de a găsi colaboratori, elaboratori de documentații de avizare, de studii de fezabilitate, consultanți, pentru că încă nu avem niște ghiduri confirmate care să releve care sunt condițiile de îndeplinit și pe care dintre aceste proiecte să ne concentrăm. Dar ce trebuie orașului? Multe.
Trebuie un nou spital sau măcar două corpuri care să trateze categoriile de afecțiuni cele mai des întâlnite, din păcate, oncologie, dar și boli de inimă, cardiologie vasculară. Insistăm foarte tare pentru un campus profesional. Este o situație probabil care se găsește în foarte multe județe, cel puțin din coace de Carpați. Nu vin investitori pentru că nu avem infrastructură de rang înalt și nu avem forță de muncă calificată. Suntem încă în faza în care încercăm să spargem mentalități. Suntem convinși că propunerea noastră este și corectă și avantajoasă pentru copiii din județul Giurgiu, dar începutul, recunosc că este ușor mai greu decât ne-am gândit inițial. Dar de ce atât de greu la Giurgiu cu fondurile europene? Nu este greu. Nu este greu. Acum nu sunt în măsură să fac o analiză a altor mandate. Eu am mai fost președinte între 2008-2012. Atunci, pe programul transfrontalier România-Bulgaria, am accesat cea mai mare sumă în parteneriat cu prefectura Rusiei și, evident, grație unui colectiv de specialiști din Consiliu care au trudit, efectiv. Și ce ați făcut atunci cu banii? Am făcut două proiecte, am adus bani pentru două proiecte de infrastructură și trei proiecte de vreo 5 milioane de euro fiecare pentru situații de urgență. În principal, dotări în autospeciale, un centru de comandă modern. Au fost domenii și atunci în care nu exista mare lucru ca și infrastructură, ca și dotare, și am bifat, ca să spun așa, două capitole importante. Dar infrastructura cedează în permanență. Avem și noi un trafic infernal și în campaniile agricole și datorită unor balastiere care, sau din cauza unor balastiere care activează în județul Giurgiu. Pentru infrastructură rutieră este de muncit practic în continuu. Un proiect pe care îl prezentăm și noi în emisiune este Parcul Natural Comana, pentru care ați luat bani europeni. Da. Cum a fost acest proiect? Cum s-a derulat el? Pe programul operațional de sectorial de mediu am obținut o finanțare. Am reușit să dezvoltăm un dig la ieșirea Neajlopului din Delta Comana. Avem acum o suprafață de aproximativ 400 de hectare inundată, un peisaj identic cu cel din Delta Dunării la 30 de km de București. Deja în fiecare weekend sunt 700-800 de mașini care practic se înghesuie pentru a vizita această zonă. Încercăm să creăm o infrastructură și de acces și o parcare foarte mare. Încercăm să construim un nou dig mai înalt ca să lărgim suprafața, să mărim suprafața deltei și mai avem câteva proiecte care să ridice în continuare cota de apreciere pentru această zonă.